Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatir Koglu, vedeta strălucitoare a lumii televiziunii turcești, a fost văzut aseară cu un actor de renume mondial. Acest eveniment neașteptat a provocat mari repercusiuni în lumea revistelor. Fotografiile cuplului împreună s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare și au stârnit multe dezbateri. Numele văzut alături de Slatir Koglu a fost nimeni altul decât cel al celebrului actor italian Luca Rossi. Rossi a participat la multe proiecte de succes la Hollywood și este un nume de renume mondial. Cei doi, care au luat masa singuri la unul dintre locurile preferate din Istanbul, au atras atenția pentru atitudinea prietenoasă. Un alt lucru de care toată lumea se întreba după aceste imagini a fost reacția lui Halil İbrahim. Halil İbrahim, care a fost cândva implicat în zvonuri de dragoste cu Slatir Koglu, a rămas tăcut în fața acestor imagini. Cu toate acestea, conform informațiilor primite din cercul său apropiat, Halil İbrahim ar fi fost foarte supărat de această situație. Văzându-le pe Slatir Koglu și Rossi împreună a creat un cutremur în lumea revistelor. Multe reviste celebre și programe din ziare au publicat această știre în titlurile lor. Această relație, descrisă drept dragostea explozivă a anului, pare să fi fost ceva de vorbit de zile întregi. Rețelele de socializare au fost literalmente zdruncinate după ce au apărut imaginile. Fotografiile lui Slatir Koglu și Luca Rossi împreună au fost distribuite de mii de ori pe Twitter și Instagram. Eticheta Sla și Luca Love a intrat în listele de tendințe în scurt timp. Fanii lui Slatir Koglu au fost împărțiți în doi de acest eveniment neașteptat. În timp ce unii l-au susținut pe celebrul actor, alții și-au exprimat că sunt triști de sfârșitul relației lor cu Halil İbrahim. Fanii au spus că Sla merită fericire și au trimis mesaje de sprijin lui Slatir Koglu. Presa tabloidă a urmărit această dragoste neașteptată. Multe reviste și emisiuni TV celebre s-au aliniat pentru a intervieva pe Slatir Koglu și Luca Rossi. Membrii presei care vor să afle mai multe detalii despre relația de cuplu nu renunță la cuplu. A fost și o chestiune de curiozitate cum s-au cunoscut Slatir Koglu și Luca Rossi. Potrivit informațiilor primite, cei doi s-au întâlnit la un festival de film și au rămas în scurt timp impresionați unul de celălalt. Această cunoștință, care a început la festival, pare să se fi transformat într-o relație romantică. Slatir Koglu și Rossi, care au luat masa singuri la unul dintre restaurantele preferate din Istanbul, au făcut o plimbare romantică mai târziu în acea noapte. Cuplul, mergând mână în mână cu vedere la Bosfor, a atras atenția celor din jur. Această iubire neașteptată a atras multă atenție în lumea media. Multe reviste și programe din ziare au reflectat în titlurile lor relația dintre Slatir Koglu și Rossi. Titlurile Aniu Loveis Born au primit o acoperire mediatică extinsă. Relația dintre Slatir Koglu și Rossi a stârnit și curiozitatea familiilor lor. În timp ce mama lui Slatir Koglu a spus: "Fericirea lui Sila este cel mai important lucru pentru noi", a spus tatălui Rossi despre sentimentele sale, spunând: "Luca pare să fi găsit persoana potrivită." Prietenii apropiați ai cuplului au susținut și ei această nouă relație. Unul dintre celebrii săi prieteni actori a sărbătorit fericirea cuplului spunând: "Fericirea lor ne inspiră pe toți." Un alt prieten i-a lăudat și a spus: "Armonia pe care o au unul cu celălalt este cu adevărat specială." Slatir Koglu și Rossi au anunțat că vor întreprinde noi proiecte împreună în viitor. Oferind vești bune fanilor lor, cuplul a anunțat că lucrează la un nou proiect de film în care vor juca împreună. "Tot în acest proiect veți vedea puterea iubirii", au entuziasmat ei publicul. Această dragoste neașteptată a creat o furtună în lumea revistelor. Multe programe și ziare au reflectat în paginile lor relația de cuplu.
Titlurile Sla și Luca se iubesc, începutul unei noi ere, au avut un mare impact în lumea revistelor. Această nouă relație de cuplu a fost primită cu mare curiozitate de public. Comentariile făcute pe rețelele de socializare au dezvăluit încă o dată cât de mult i-au iubit cuplul. Sunt cuplul visurilor noastre, virgulă, a spus un spectator, exprimându-și dragostea pentru Sla Tirkoglu și Rosit. Criticii revistei Celebrity au lăudat relația cuplului. Această dragoste poate vesti o nouă eră în lumea cinematografiei, virgulă, a spus un critic, lăudând armonia și romantismul cuplului. Un alt critic a subliniat popularitatea cuplului, spunând: Sla și Luca par a fi cel mai popular cuplu de pe ecrane. Sla Tirkoglu și Rossi au declarat că vor continua să-și exprime dragostea în acest fel în viitor. Vom face multe amintiri frumoase împreună, virgulă, a spus cuplul, trimițând mesaje pline de speranță fanilor lor. Dragostea noastră devine mai puternică în fiecare zi, virgulă, au adăugat ei. Această nouă iubire a cuplului a început un nou trend în lumea revistelor. Multe cupluri celebre au călcat pe urmele lui Sla și Luca și au început să-și exprime deschis dragostea. Cuplurile celebre care au spus dragostea lor ne inspiră au devenit parte a acestui trend romantic. Această relație dintre Sla Tirkoglu și Rossi a demonstrat încă o dată puterea iubirii. Cuplul a spus: dragostea învinge toate dificultățile și a dat speranță și inspirație publicului cu relația lor. Ei au transmis mesaje pline de speranță despre viitorul lor, spunând: împreună vom fi puternici și fericiți. Acest eveniment a intrat în istorie ca fiind unul dintre momentele care și-au pus amprenta în lumea revistelor. Sla Tirkoglu și Luca Rossi și-au arătat încă o dată puterea dragostei lor și au cucerit inimile publicului. Sunt eroi noștri ai dragostei, virgulă, au spus fanii, adăugând că nu vor uita acest moment special pentru cuplu. Pascalii.